Ocupația dumneavoastră preferată? Lectura. Și nu e numai o ocupație preferată. E mult mai mult decât atât. Este o pasiune. Și o pasiune atât de mare încât am ajuns până acolo că să mă citesc și pe mine. Deși eu am obiceiul să mă recitesc înainte de a-mi trimite, cum să zice, fetele la horă. Care sunt prozatorii dumneavoastră favoriți? Toți cei care au talent, dar nu după părerea lor, după părerea mea. Și care, și în afară de talent, au și ceva de spus. Da, nu oricum. Fiindcă nu sunt de părerea lui Buffon că le stil se luăm. Eu sunt de părerea mea că le stilu se luăm. Care sunt poeții dumneavoastră preferați? Poeții mei preferați, dintre defunți, sunt nemuritori. Și dintre cei în viață, sunt cei care se vor nemuri. Personajul de teatru pe care l-apreciați cel mai mult? Omul. Pentru ce greșeli aveți cea mai mare îngăduință? Pentru erorile de tipar. Care ar fi pentru dumneavoastră cea mai mare nenorocire? Toate cele mici. Ce detestați cel mai mult? Lași de pretutindeni, de sub toate cerurile, de toate vârstele și de toate activitățile. Care e darul naturii pe care ați dori să-l aveți? Câte o primăvară, în fiecare an, pe noi zice eu stop. Este virtutea dumneavoastră preferată? Eu, fiind de părere că numai vițiile generează virtutea, nu mi-amintesc să fi avut vreodată niciun fel de viciu preferat. Care este principala dumneavoastră trăsătură de caracter? Lipsa de caracter a altora, pe care am știut să-i înfrunt adesea și să-i disprețuiesc întotdeauna. Defectul dumneavoastră principal? Defectul meu principal sunt două. Gura și sinceritatea. Și datorită celei din tâi, am putut să mă servesc mulțumitor și de cea de-a doua. Ambele fiind într-o indestructibilă alianță. Cine v-ar fi plăcut să fiți? Tot eu. Dar într-o ediție nouă, revăzută la defecte, și adăugită la calității.